Ajungem la intrare în traseu. După o oră și jumătate am ajuns la stână. Am ieșit și noi pe platou. Tocmai am pierdut drona aici. Da, pe asta zic, n-avem cum să ajungem la ea. De aici semnal ar fi cam pe la jumătate, am început să mai pierdă un pic. Ne îndreptăm către schitul Pahomie, unde vom lăsa mașina și de unde vom intra în acest traseu. Din satul Valea Cheii sunt aproximativ 10 km de drum forestier până la schit. Când este vreme bună, accesul se poate face cu orice tip de mașină. Ajungem la intrare în traseu, din drumul forestier. O să mergem spre Șaua Ștevioară, 4 ore, 4 ore jumate. Bună dimineața, suntem în Buila Vânturarița. Am venit ieri în Vâlcea de dimineață. Ieri am mers pe Cozia, astăzi vrem să facem Buila. Am intrat în traseu în jur de ora 9 și jumătate. Aseară am mers puțin pe la fratele meu. De dimineață am stat cu ei și am băut cafea, ne-am lungit un pic mai mult, că nu ne așteptam să se trezească atât de devreme. Și astăzi am venit să filmăm un pic toamna în Buila, este foarte frumos. Și vedem ce iese. Florile toamnei în Buila, Vânturarița. Urcăm de la schitul Pahomie pe punct albastru spre Șaua Ștevioară. Am fi vrut astăzi să facem un traseu mai lung pe la curmătura Builei și pe la schitul Pătrunsa, dar acum la sfârșit de octombrie ziua este foarte scurtă și avem doar 8-9 ore până se întunecă. Iar noi vrem să stăm, să ridicăm drona, să filmăm. Am părăsit în acest weekend agitația urbană și ne-am găsit refugiul, departe de zgomot, în două locuri tare dragi nouă. După ce sâmbătă am admirat culorile deosebite de toamnă din Cozia, duminică am decis să pășim într-un tărâm sălbatic și spectaculos, Buila Vânturarița. Cât am mai copacul? Poate nu pare pe filmare, dar e mare. Uite așa te încarci energie. Da. Am coborât un pic și începem urcarea pe valea asta. După aici, primăvara când se topește zăpada, aici și un mic râu. Râu, de fapt. Toamna în Buila, Vânturarița. Așa arată. Uite, mai sunt niște oameni mai în față, care au plecat puțin înaintea noastră. Hai, Ilica! Hai! După o oră și jumătate am ajuns la stână. Ia să vedem, e deja aici. Bă, ce culori frumoase! Aici, în Buila, stratul de braz este foarte mic. Adică treci foarte repede de la fag, sunt câțiva brazi și apoi direct și ne peniș. Ești în zona de brazi.
Traseul nu are porțiuni expuse sau periculoase, dar urcarea este destul de susținută. Pe vreme nefavorabilă, aceasta necesită o atenție sporită, devenind alunecoasă. Este perioada aia anului când bate frig, bate cald, la umbră. Mie acum mi-e frig, de vreme când eram la soare mi-era cald. Am uitat un pic în spate să vede superb peisajul de toamnă din Buila. Da, se vede foarte clar Cozia. Noi vedem și rele 1, știm dacă pe filmare se vede. Acolo, în spate de tot, se văd făgărașii destul de clar. Dincolo de, da, dincolo de Cozia. Dincolo de, și de Cozia și în stânga un pic. Da, și uh-huh. În dreapta. Peste tot. Da, în dreapta mai puțin, că sunt bate lumina. Da. Făgărașii încât da, în stânga se văd foarte, foarte clar. Da. Iar pădurile astea sunt fabuloase. O să ridicăm și drona. Printre arbori regăsim aici fagul, carpenul, paltinul, molidul și mesteacănul. Fructul fagului se numește jir și este mâncarea preferată a mistreților. Lemnul paltinului este foarte apreciat pentru realizarea de instrumente muzicale. Ne putem bucura și de specii protejate, precum tisa și zada, însă atenție, tisa este o plantă toxică. Mergem spre Șaua Ștevioara. Mai avem ceva de mers, mai avem ceva de urcat. Foarte mulți au avut ideea să vină astăzi în Buila. O idee bună de altfel. Și ieri pe Cozia, la fel, ne-am întâlnit cu foarte mulți oameni care rămâneau la cabană peste noapte. Și mulți făcuseră rezervare, că nu știau dacă o să mai prindă loc. În zona de Jnepeniș. A început să bată un pic și vântul, nu știu exact cum se aude pe filmare. Hai că ajung aici sus și mă întorc și să mă uit. Ia să vedem în spate. Da, și îndepărtarea acolo se vede Olt. Trece între Vâlcea mai departe. Spre Dunăre. Ne-am bucurat de culorile bogate și vibrante ale toamnei, începând acest traseu printr-o pădure deasă de foioase. Mai sus, am fost întâmpinați de pădurea de conifere, iar mai aproape de creastă, de Jnepeniș. Parcul natural Buila Vânturarița face parte din Carpații Meridionali, Munții Căpățânii. Cel mai înalt vârf este Vânturarița Mare, ce atinge 1885 de metri. Alte vârfuri care fac parte din creastă sunt Fioreanu, înalt de 1866 de metri, Buila, de 1848 de metri, Vârful Ștevioara, 1835 de metri și altele. A ridicat drona un pic mai jos și acum ne apropiem de, de și acum ar veni, mai avem un pic, o să ne oprim și noi să mâncăm ceva.
pentru că pare că sus pe platou este vânt și e mai neplăcut să mănânci în vânt. Am făcut o pauză de masă în peisajul ăsta superb. Suntem aproape de șa, nu cred că mai avem mult. Da, ține minte că aici am mâncat data trecută că era vânt puternic. Așa ne-am adăpostit și acum, ne-am luat o ghecuță pe noi. Și aici avem o oferta noastră de astăzi. Avem castraveți și mai avem niște cașcaval. Și pâine. Da, o ardei și pâine și sare. Iam. Da, foarte bună, picule, trebuie să lăsăm. Salut! Hai că mi-e foame. Poftă bună! Chiar dacă este cel mai mic parc natural, fauna este bogată și variată. Dacă ești puțin atent prin pădure, o să vezi la tot pasul urme și indicii ale prezenței viețuitoarelor de aici. În pământ, poți regăsi poate o vizuină a unei vulpi sau o galerie săpată adânc de bursuc. Poate în traseul tău vei observa și smucuri de păr de mistreț sau de urs prinse în scoarța copacilor, sau poate un culcuș de căprioară în frunziș. Dacă privești pe potecă, poți găsi ghinde găurite diferit de ciocănitoare sau pârși. Mai sus, în scorburile arborilor, un cuib de veveriță. Și apropo de veveriță, știați că în lipsa de scorburi, aceasta își construiește cuibul și între crengi, precum fac păsările? Am ieșit și noi pe platou. Să vedeți deja vârful Buila, e lumea acolo. E un grup mare. Până aici ne-am făcut în jur de 3 ore, deși pe marcajul scria 4 ore, 4 ore jumate, deci ne-am mișcat chiar bine, având în vedere că am ridicat și drona odată. Și am și mâncat. Da. Este urcarea abruptă, dar nu este foarte lungă. Ia să mă uit eu un pic la ceas. Ce zice asta? 4,26 km. 4,33. Da. Polița a mers mai mult. Ieri pe Cozia am făcut până în 3 ore la urcare și cam 2 ore la coborâre. Noi am stat 7 ore pe traseu, 2 ore am ridicat drona, am mâncat, am stat la cabană și în pauze să ne bucurăm. Am ajuns și la șaua Ștevioara. Vârful Vânturarița, 34 de minute. Prima dată Vânturarița astăzi. Ca de fiecare dată. Ca de fiecare dată, da. Și Buila rămâne bonus, da, la final. Tocmai am pierdut drona aici. Ne-a luat vântul și ne-a lovit-o de un copăcel. Este într-un... de un brad. Este într-un brăduț, dar nu o reperăm deloc. Dar uitați ce frumoasă este toamna aici. Ce face Adrian acolo? Cauți drona? Operațiunea salvarea dronei. Do not try this at home. Cum ar fi să fie aici? Fă cu mâna la cameră. Hello. Căutarea dronei în Buila Vânturarița. Da, pe asta zic, nu avem cum să ajungem la ea. Estimesc undeva în zona asta mai jos. Pietra asta. Balta acolo. Știu că se vede ceva pe ăsta. Cumva niște cruci. De aici semnal ar fi cam pe la jumătate. A început să mai piardă un pic. În zona asta, care este acolo de la Buila, noi suntem pe un pietru aici.
și acolo e vârful Vânturarița. Deci undeva în zona asta, ori jos aici, ori mai în partea asta. Aici în valea asta am venit după dronă. Nu știu cum a băgat-o, dar era fix aici între astea. Deci după stâncile alea s-a dus, s-a căzut, nu știu cum naiba a ajuns aici. Am coborât ceva de sus. De sus de acolo am coborât după ea. Mare noroc, am găsit-o. În drum spre înapoi sus. Uitați-vă câtă mai grotă am găsit aici. Wow. Stalagmite, stalactite în stare naturală. Sub vârful Vânturarița, se vede acolo sus Iulica, care mă așteaptă. Wow, ce aventură! Da, frumoasă grota asta. Am văzut multe mai micuțe, dar asta e cea mai mare. Coborând de pe Vânturarița, mergem spre Buila. Da, am căutat drona vreo oră. Mare noroc că am găsit-o. Coborât ceva, cred că vreo 150 de metri de diferență de nivel cățărare pe stâncă, adică. Dar, da, mare noroc că am găsit-o. Chiar până și eu încep să-mi pierd speranța, adică. Din ăla Șaua Ștevioara și urcăm spre Buila. Ar trebui să fie un sfert de oră maxim. Se vede din depărtare foarte repede vârful. Mai sunt 2 ore de lumină și e clar că o să ne prinde și pe ăsta, pe coborâre noaptea. 3? Ai 2 ceasul? A, deci vreo 3 ore de lumină, corect, ok. A, e ok. Traseul spre Buila. Mai avem un pic. Nu, că am ajuns pe Buila, mă. 10 minute? 10 minute de acolo, din Șaua Ștevioara. Vârful Buila. Și facem mâna și cu mână sus așa, da? Adică tu. Am plecat și de pe Buila, începem coborâre. Văd că mai este un grup de oameni în față acolo. Cred că sunt cei care erau pe Vânturarița când am fost și noi și au zis că ei coboară direct, nu mai urc aici. Ce fain să vede Oltul în depărtare. Ne-a ajutat vremea asta astăzi, am avut vreme senină și frumoasă și am putut să ne bucurăm de peisajele astea frumoase. Am ajuns din nou aici la indicatorul spre Pahomie, este ora 3, parcă, să mă uitat la ceas. 3 fără 10 și începem coborârea, care zic că ăștia 3 ore jumate, 4, dar noi cred că o facem în 2. Da, păi am făcut urcarea până în 3, cu totul ridicat în dronei. Da. Asta este drona recuperată. Am coborât într-o vale după ea destul de mult.
Am folosit funcția Find My Drone și... Da, dar nu te ajuta aia, nu m-a ajutat cu nimic. Până la urmă, da, nu ne-a ajutat pe noi, dar am oprit și am repornit controllerul și am mers în diferite puncte până a găsit semnal, drona fiind încă pornită, doar motoarele au cedat. Da. Și mai avea, nu știu, cam 50% baterie, timp în care am avut timp să și noi să o căutăm. Da. Și mai avem o funcție, aia cu beep. Da, când te apropii de ea, poți să-i dai beep and flash. În coborul din șa și mai avem un pic până la stână, la fosta stână. Și acolo intrăm în pădure. Văd foarte frumos culorile astea. Facem coborârea prin pădure. Avem, cred că, jumătate de oră până la mașină. Ne-am întâlnit cu un grup de 4 persoane și am discutat o grămadă cu ei despre diverse chestii. Trasee, zone pe unde a mers fiecare. Foarte faini oamenii. Este aproape ora 5 și începe să întunece. Nu știu dacă se aude pe filmare, dar bat toaca la schitul Bahomie, deci suntem foarte aproape. Am avut o zi cu peripeții astăzi, mai ales cu drona aia doborâtă de vânt. Nu știam sigur dacă o mai găsim, nu o mai găsim. A ajutat foarte mult gândirea pozitivă și faptul că nu am renunțat. Ne-a luat vreo oră și jumătate să o recuperăm. Din păcate, nu am știut noi, pe controller nu ți arată exact locația unde a căzut. Ori în prima fază, drona se deconectase de la controller pentru că nu mai era în raza lui și a fost o idee foarte bună să mergem cu controllerul pornit până am descoperit semnal de la ea și apoi să ne apropiem de ea pe baza semnalului. Adică dacă vedeam că semnalul era mai puternic, ne apropiam, însemna că mergem în direcția bună. Dacă era semnalul mai slab, evident nu eram în direcția bună și am coborât într-o vale destul de mult, zic eu vreo 100-150 de metri diferență de nivel și când m-am apropiat de zona unde automat era semnalul maxim, am avut noroc pentru că ea are o funcție care se numește beep and light sau ceva și noroc că când eram pe la 5, hai să zic, poate 10 metri de ea, am folosit funcția asta și am auzit-o. Eram cumva contratimp pentru că bateria dronei e automat era pornită și bateria ei scădea, iar în momentul în care a căzut, am găsit-o având această oră jumătate sau cât a fost, bateria scăzuse deja sub 50%. Și cred eu că dacă scădea bateria de tot, nu mai avea nicio șansă. Tot rău spre bine, am găsit-o, nu are avarii prea mari, are doar un braț rupt. Ora 5 și un sfert am ajuns din nou la drumul forestier. Între timp am reparat drona la un serviciu din Brăila. A fost nevoie de înlocuirea brațului complet și ne-a costat 500 de lei. Dacă recomandați alte serviciuri, ne puteți lăsa un comentariu, poate ajută pe cineva.